Bună seara, sunt Andreea Cigolea. Bine am găsit la știri. O tânără șoferiță de 19 ani din Mehedinți a murit într-un accident teribil produs marți seara. Impactul s-a produs pe DN6 între un autoturism și un autotren condus de un șofer bulgar. Colega mea, Adriana Drăghici, vine cu toate detaliile. Bun găsit tuturor, impactul a avut loc între un autoturism și un autotren, iar din primele cercetări se pare că autoturismul tinerei ar fi pătruns pe contrasens imediat după coborârea de pe podul din Ciochiuța, după ce conducătoarea auto a pierdut controlul asupra volanului. Victima a rămas încarcerată. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul stației Strehaia cu auto specială de lucru cu apă și spumă, modul de descarcerare și un echipaj saj. Din nefericire, victima nu prezenta se Vitale și a fost declarată decedată de către medicul de pe ambulanță. De altfel, pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor. Poliția a deschis în acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpă. Șoferul burgar al autotrenului nu consumase băuturi alcoolice. Mașina tinerei a fost distrusă în urma impactului, iar traficul rutier a fost blocat pe parcursul cercetărilor.